ediția de sâmbătă, 23 noiembrie, a emisiunii Proiect România propune telespectatorilor o temă interesantă și actuală: summitul de la Vilnius și efectele reuniunii asupra aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Moderatorul emisiunii, Andrei Huțanu, discută cu invitații despre actorii importanți care susțin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, despre realizări, oportunități sau puncte slabe ale Republicii Moldova, problema Transnistriei, sprijinul României, dar și despre așteptările cetățenilor moldoveni. După părerea mea, lucrurile sunt pe ruta normală. Sigur, poate fi o discuție în legătură cu Ucraina. Se știe prea bine că până în ultima clipă mai e discuția în jurul Ucrainei, relativă la situații particulare Ucrainei. Dar cred că până la urmă la Kiev se va lua o decizie, pentru că e totuși interesul guvernării de la Kiev să aibă acces spre Uniunea Europeană. Evident, această extindere potențială încă a Uniunii Europene sau acest pas pe care face Uniunea Europeană are implicații geostrategice, chiar globale, și sigur, acestea pot fi discutate. Dar personal, cred că doar de Ucraina depinde în acest moment. Nu sunt alte argumente puse în joc. Adevăratul examen va fi la Riga peste 4 ani și nu acum. Acum încă suntem în domeniul tatonărilor și putem discuta ce înseamnă acest lucru. E un progres pentru Moldova, fără îndoială. O să vedem ce se va întâmpla cu Ucraina, dar chiar în cea mai bună variantă, atât Ucraina, dar și Moldova mai au multe de făcut acasă până să se poată ajunge la Riga. Analistul politic Dan Dungaciu și jurnalistul Val Butnaru se alătură discuției din platoul emisiunii. Cred că este foarte dificil să vorbim la modul generic ce vor moldovenii. Moldovenii înseamnă, de fapt, o masă mare de oameni, o populație împărțită și etnic și politic, deci împărțește diferite puncte de vedere. Pare să, conform ultimelor sondaje de opinii, pare să că jumătate, o bună jumătate din populație dorește această integrare europeană și chiar dacă în pofida, mai bine zis, în pofida eforturilor disperate a Coloniei a Cincea, a Partidului Comunist, a tuturor agenților Moscovi la Chișinău, pare că eforturile lor, iată, dau greș și chestiunea de parafare la Vilnius a documentelor de preaderare par a fi o formalitate și asta nu depinde de vrerea moldovenilor, de vrerea guvernului de la Chișinău. Este mai degrabă un rezultat al unui joc geopolitic. Miza importantă a ceea ce se va întâmpla la Vilnius, sigur, din nefericire pentru Republica Moldova, nu e tocmai Republica Moldova. Orice decizie legată de Vilnius afectează Republica Moldova direct sau indirect. Direct, sigur, prin parafarea pe care Moldova o va face, dar indirect, prin modul în care se va înțelege la Bruxelles sau va deveni explicită această înțelegere a funcției pe care parteneriatul estic o are. La Vilnius vom înțelege mai clar dacă parteneriatul estic este o politică a Bruxellesului care să aducă vecinii Europei înăuntru, sau este o politică a Bruxellesului prin care să țină vecinii Europei mai degrabă afară, sigur într-un mod civilizat, cu ajutoare economice, dar mai puțin instituțiile politice. Emisiunea Proiect România o puteți urmări sâmbătă, 23 noiembrie, de la ora 15, la TVR Cluj.